Ovidiu Guzmán, fiul celebrului traficant de droguri Joaquín Guzmán, poreclit El Chapo, a fost arestat de autoritățile mexicane în vârstă de 33 de ani. Guzmán a fost unul dintre liderii cheie ai cartelului Sinaloa, unul dintre cele mai mari din Mexic. Reținerea sa vine cu doar câteva zile înainte ca un summit legat de securitate să aibă loc în Mexico City, reuniune la care va vorbi și președintele american Joe Biden. Ovidiu Guzmán, unul dintre fiii celebrului baron al drogurilor Joaquín El Chapo Guzmán și unul dintre liderii cheie ai cartelului Sinaloa, a fost capturat în orașul Culiacán. Nu este însă pentru prima oară când acesta a fost reținut de către autorități. A mai fost arestat și în octombrie 2019 pentru scurt timp în statul Sinaloa, dar a fost eliberat pentru ca autoritățile să evite un atac al bandei de traficanți de droguri pe care o conduce în lipsa tatălui său. De această dată, Guzmán, în vârstă de 33 de ani, pe capul căruia este pusă o recompensă de 5 milioane de dolari, se află în custodia guvernului federal, potrivit unor surse guvernamentale citate de presa locală. Operațiunea de capturare a lui Guzmán a început miercuri seara în jurul localității Jesus Maria, la periferia orașului Culiacán, potrivit unor surse legate de cartelul Sinaloa. Locuitorii orașului, considerat ca fiind cartierul general al cartelului Sinaloa, s-au trezit cu împușcături și blocări de străzi care ar fi fost rezultatul încercărilor membrilor cartelului de a-l salva pe Guzmán, potrivit rapoartelor de presă. Mai multe vehicule au fost incendiate pe strada principală dintre Culiacán și Jesus Maria, au declarat autoritățile. Operațiunea de capturare a unuia dintre Los Chapitos, așa cum sunt cunoscuți fiii lui El Chapo, a stârnit teamă în rândul locuitorilor din zonă, mai ales după ce oamenii lui Guzmán au început să tragă tiruri de foc în polițiști. Școlile și birourile din jurul orașului Culiacán au fost închise din ordinul guvernului de stat, de teama represaliilor din partea membrilor cartelului. Statul Sinaloa și capitala sa, Culiacán, găzduiesc cartelul omonim, care a fost mult timp condus de El Chapo, până când acesta a fost capturat pentru ultima dată și extrădat în cele din urmă în Statele Unite. Autoritățile cred că fiii săi, Ivan, Jesus Alfredo, Joaquín și Ovidio, i-au luat locul în organizație.